Toată lumea visează la un zâmbet de poveste, asemănător cu cele din reclamele de la pasta de dinți, în care protagonistul orbește obiectivul camerei cu strălucirea dinților săi. Ei bine, în realitate nu se întâmplă deloc așa. Dinții nu pot avea acea strălucire pe care o vedeți în reclamele la pastă de dinți. În primul rând, nu acesta este scopul unei paste de dinți. Ea nu e precum ceara pentru mașină, nu o aplici și după te aștepți la strălucire imediată. Scopul real al pastei de dinți este să curezi dinții, să îndepărtezi bacteriile, resturile de mâncare și să-ți protejezi gingiile, așa că nu e nimic magic la pasta de dinți. Dar iată cum să-ți alegi pasta de dinți. Dintre atât de multe tipuri și branduri de pastă de dinți, parcă ți-e greu și să alegi una. Până la urmă te și gândești că toate curăță dinții, așa că de ce sunt mai multe? Ei bine, te gândești bine, pasta de dinți, așa cum am spus și mai sus, are ca prim scop curățarea dinților, ceea ce este diferit și motivul pentru care nu există doar o singură pastă de dinți. Sunt beneficiile care vin la pachet. De exemplu, există paste de dinți speciale pentru sângerarea gingivală, care previn apariția cariilor sau care sunt speciale pentru albirea dinților, așa că pasta de dinți trebuie aleasă în primul rând în funcție de problemele sau dorințele pe care le ai. Există minuni când vine vorba de pasta de dinți? Nu, pasta de dinți nu face minuni, am mai spus-o, dar trebuie să-ți reamintim. Ceea ce ajută la un zâmbet mai frumos și mai sănătos este rutina și unele ingrediente cu eficiență dovedită științific. Un astfel de exemplu este pasta de dinți pentru albirea dinților. Nu-ți imagina că dacă îți speli dinții doar când îți amintești și folosești o pastă de dinți pentru albire, rezultatele o să se vadă imediat. Acest tip de pastă de dinți conține flor. Întrebarea este ce face acest flor? Remineralizează și întărește smalțul dentar, în plus previne și apariția cariilor, dar pentru a obține rezultate, trebuie să te ții de o rutină. Gustul și aroma pastei de dinți contează. De obicei, copiii țin mai mult cont de acest aspect. Pasta de dinți pentru copii este mai mereu extrem de dulce, aromată și cu un gust foarte plăcut. Deja simți gustul acela de gumă de mestecat pe care probabil că ți-l amintești cu drag. Mai mult ca sigur că da. Faptul că ai crescut nu înseamnă că trebuie să ai o pastă de dinți fără gust. Poți să ții și tu pasta de dinți cu aromă de gumă de mestecat sau cu steluțe. Dacă ai ales una care are toate ingredientele și beneficiile, dar nu-ți place gustul ei, parcă îți vine uneori să dai skip acestei rutine, relatează capital.ro.